Bună ziua tuturor! Începutul săptămânii debutează cu o vreme variată, ploile fiind alternate cu razele soarelui. Un nou val de precipitații care a traversat Europa spre sud-est a ajuns și astăzi la noi și va părăsi România în cursul zilei de miercuri, dar până atunci va aduce cantități destul de însemnate de apă. Mâine vor fi averse însoțite de fulgere pe suprafețe mari în Maramureș, în Transilvania, la deal și la munte și local în Crișana, Moldova, Muntenia și în Dobrogea. În rest, norările vor fi temporare, iar fenomenele specifice instabilității atmosferice își vor face apariția pe are restrânse, în special ziua. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Maximele se vor încadra în general între 21 și 31 de grade Celsius. Să vedem ce temperatură ne aduce ziua de mâine. În Maramureș vom avea temperaturi cuprinse între 24 și 25 de grade Celsius. În Crișana vom avea o vreme instabilă, va ploua, iar temperaturile sunt cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius. În Transilvania, ploaia pune stăpânire pe această regiune, iar temperaturile sunt cuprinse între 21 și 26 de grade. În Oltenia avem temperaturi ridicate între 28 și 31 de grade Celsius. În Muntenia, în partea de nord, plouă, iar în sud vom avea un cer însorit. Temperaturile sunt cuprinse între 26 și 31 de grade, cu 28 de grade în București. Pe litoral, plouă în Tulcea, iar în rest vom avea un cer însorit. Temperaturile sunt cuprinse între 26 și 27 de grade. În Moldova, mâine, ploaia pune stăpânire pe regiunea noastră, iar temperaturile sunt bune pentru această perioadă. Ele oscilează între 21 și 26 de grade, cu 26 de grade în județul nostru, în județul Iași. În Pașcani mâine vom avea o temperatură de 24 de grade Celsius, dar se va resimți ca una de 25 de grade. Vom avea un cer parțial însorit, dar vom avea parte de câteva furtuni cu vânt puternic și averse însoțite de descărcări electrice. Cam atât pentru astăzi despre prognoza meteo. Să aveți un început de săptămână minunat! La revedere!